Să-mi dați bani, că n-am. Păi, da, dacă ți-am zis că îți trimit banii în două zile. Sile, vezi că sunt ultimii. Vorbesc serios. Du-și tu un bilet, eu. Deci, pun numele la întâmplare. Da. Nu, nu la întâmplare. Băi, am câștigat, băi, sunteți nebune, am câștigat! Hai în oraș. Hai în oraș. Băi, casă-mi premiu, băi! Dă biletul. Ce bilet? Ce faci, mă? Scrieți acolo cine, când, în ce loc, cum arătau, ce semnalment aveau. De cine? Nu știu. Erau doi bărbați. Să rămână. Căutăm doi bărbați care au fost aici în bloc. Bărbați n-avem. Femei, da, bărbați nu. Și credeți că îi puteți găsi? După aia vom bloca frontierele și vom da căutarea pe Interpol. Depinde, dacă intervine și FBI-ul, am putea să-i prindem chiar și în 4 ore. Serios? Am văzut alaltă ieri un film îngrozitor. Filmul ăsta nou acum, știe? La TVR l-am văzut. Dar românii nu știu să facă filme astea. Adică, cred că țara noastră e foarte frumoasă și prezintă partea asta negurată, știi? Cu blocuri, cu golani, cu, știi?